O comună din Botoșani a trecut de pragul de carantină din cauza cazurilor COVID. Comuna Havârna, cu o populație de peste 4.300 de locuitori, conduce detașat într-un top județean al ratei de infectare a populației. Astfel, în prezent, numai puțin de 30 de localnici sunt pozitivi cu noul coronavirus, ceea ce face ca rata de infectare să fie de 6,69 de cazuri la 1.000 de locuitori. Este cea mai mare rată, dar și cel mai mare număr de pacienți din toate comunele din județul Botoșani. Singurele localități, în momentul de față, sunt Botoșani, Dorohoi și Săveni cu mai multe cazuri. Vom analiza situația de la Havârna și vom lua o decizie în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, a spus medicul Monica Adăscăriței, directorul DSP Botoșani.